Hei, salutare! În acest video vreau să-ți vorbesc despre unul dintre cele mai importante minerale din organism, din care majoritatea oamenilor au deficit, au carențe, chiar dacă asta nu reiese din analizele de sânge. Deci analizele de sânge iese în parametri normali, dar carența există. Se estimează că peste 90% dintre oameni au deficit de potasiu. Cauzele ar fi multiple, o să le abordăm în acest video, iar simptomele și problemele care apar din cauza aceasta sunt foarte, foarte multe. Spre exemplu, este afectat creierul, sistemul nervos central, apar tulburări de memorie, de concentrare, apar tulburări de somn sau este afectat și sistemul nervos periferic. Reflexele sunt scăzute, apar furnicături, amorțeli, este afectat și sistemul cardiovascular. Inima poate avea un puls ridicat, deci o frecvență crescută, sau apar bătăi anormale, așa numitele extrasistole. De asemenea, și tensiunea arterială este ridicată, este crescută din cauza rezistenței vasculare periferice. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mușchii netezi ai vaselor de sânge nu se mai relaxează suficient și vasele de sânge rămân semicontractate și presiunea la nivelul arterial crește. Potasiul este important pentru sinteza proteinelor și dacă avem deficit, apare oboseala musculară. Atunci când simți că urci câteva trepte și ești sfârșit, vlăguit, asta poate fi un semn de lipsă de potasiu sau dacă apar crampele musculare în cazul unui astfel de efort. De asemenea, poate apărea retenția de apă, edemele, umflarea picioarelor, a mâinilor. Sistemul digestiv de asemenea poate fi afectat prin faptul că potasiul face parte din pompa hidrogen-potasiu, cea care determină secreția acidului gastric la nivelul stomacului, acidul gastric necesar pentru buna digestie a proteinelor. Deci dacă nu avem suficient potasiu, nu vom secreta suficient acid gastric și digestia proteinelor nu se va face corespunzător și asta va cauza carențe și deficite proteice și nevoia organismului de a mânca din ce în ce mai mult poate. Potasiul este implicat în introducerea nutrienților în celule, a glucozei, și deficitul de potasiu determină creșterea nevoii de insulină și asta înseamnă creșterea rezistenței la insulină. Cu cât insulina crește, cu atât crește rezistența la insulină și dacă avem rezistență la insulină, asta perturbă intrarea potasiului în celule. Deci se instalează un fel de cerc vicios. Dacă potasiul este scăzut, este stimulată rezistența la insulină, rezistența la insulină determină scăderea potasiului la nivel celular. De ce apare deficitul de potasiu? În primul rând, alimentația săracă în alimente bogate în potasiu. Oamenii ancestrali erau culegători, vânători și mâncau foarte multe vegetale, foarte diverse, bogate în potasiu. Se estimează că aveau un aport de aproximativ 10-15 grame de potasiu pe zi. Astăzi necesarul este considerat undeva în jur de 4-5 grame, dar chiar și așa foarte puțini oameni ajung să consume o asemenea cantitate. Stresul este un alt factor, deoarece aldosteronul și cortizolul determină eliminarea potasiului prin rinichi, deci cauzează o pierdere foarte mare a potasiului, stresul, deci în condiții de stres se pierde mult potasiu prin urină. De asemenea, în condiții de stres, pompele de ATP, pompele care introduc potasiu în celulă, sunt epuizate și asta din cauza scăderii nivelului energetic. Și dacă potasiu nu intră în celule și rămâne pe afară, se elimină foarte ușor prin urină. Aportul excesiv de lichide, fără un aport adecvat de săruri. Da? Deci dacă bem foarte multe lichide, pierdem foarte multe săruri prin urină. Sau, bineînțeles, medicamentele diuretice sunt medicamente care elimină foarte multe săruri și în special potasiu. Sunt, bineînțeles, și medicamente care economisesc potasiu, de aceea persoanele care sunt în tratament cu diuretice ar trebui să ceară sfatul medicului curant pentru a avea un aport adecvat de potasiu. De asemenea, sportul excesiv, care este și el un stres în sine, determină un necesar mai mare de potasiu și, spre exemplu, o intervenție chirurgicală, care este un stres major, determină o astfel de nevoie crescută. Iată acum și câteva alimente bogate în potasiu pe care le recomand să fi consumate cât mai des. Pun în descrierea acestui video și o listă mai amplă. Îți recomand să faci calculele pentru a avea un aport
cât de cât adecvat de 4-5 grame pe zi, poate chiar și mai mult dacă faci sport sau ai o activitate intensă, dar precauția ar trebui să aibă persoanele care au probleme cu rinichii, insuficiență renală și în cazul acesta ar trebui consultat medicul curant. Deci alimente care conțin foarte mult potasiu sunt cele cât mai verzi, cum ar fi avocado, spanacul, sfecla roșie și mai ales frunzele de sfeclă roșie, fasolea albă, chiar și carnea de pește, de somon sau lactatele, iaurtul în special, îl recomand pe cel de capră. Cartofii și bananele conțin o cantitate foarte mare de potasiu, dar nu le recomand mai ales persoanelor care vor să slăbească și care au rezistență la insulină, deoarece asta va determina o slabă absorpție a potasiului. Cartofii și bananele pot fi consumate de persoanele care sunt normoponderale, nu au probleme cu greutatea și nu au rezistență la insulină. Dacă ți-a plăcut acest material și crezi că ai aflat lucruri noi, nu uita să dai un share, like și subscribe. Eu sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de nutriție, sport și psihologie și te ajut să-ți iei sănătatea în propriile mâini.